Vinovarea începe cu tine. Arată că-ți pasă și implică-te. Întinde mâna ta către mâinile întinse spre tine. Bucuria celor din jur va fi împlinirea ta. Fii voluntar. Ajută România. O campanie a știrilor TVR cu sprijinul tuturor românilor. În problema câinilor comunitari, România s-a împărțit în două tabere și fiecare își susține crezul cu pasiune. Niciuna dintre părți nu este prea optimistă în ceea ce privește rezolvarea situației. În ciuda scepticismului general, o mână de oameni din comuna Turnare a găsit o soluție la nivel local. Sterilizarea și microciparea câinilor comunitari cu ajutorul voluntarilor. Dorina a fost acolo și vedem împreună ce a făcut. Chiar dacă este foarte aproape de București, comuna Turnare și-a păstrat în mare felul patriarhal de a fi. Oamenii au grădini frumoase, case mari și animale în ogradă. În aproape fiecare curte se găsește și cel puțin un câine. Acest lucru se leagă prima etapă a planului, identificarea tuturor câinilor cu stăpân din comună. Întâlnirea la prima oră în fața primăriei începe cu un mic instructaj. Cui e frică de câini, da? Cui e frică. Sunt două tipuri de câini. Tipul de câine care dacă invadezi spațiul, reacționează, vine spre tine, spune spațiul meu, celălalt care fuge. Ca să nu-i provocăm, ideea este să nu facem nimic, ne oprim. Exact. Entuziasmul plecării este domolit un pic de porțile închise. Abia după o oră de umblat și pus pliante în cutiile de scrisori, găsesc pe cineva dispus să discute cu ei. Asta este campania noastră, sterilizăm gratuit, microcipăm câine gratuit. Și ne ocupăm și de parazitare. Încet, încet, vestea că cineva vrea să sterilizeze câinii se răspândește prin toată comuna. Cam câți câini aveți? Am patru. Dar au fost până acum sterilizați? Ați fost vreodată cu ei la medic? Nu. Nu ați fost, nu? Informăm lumea că avem posibilitatea de a face sterilizarea câinilor din curte și din fața curții gratuit. Ei vor fi întreținuți câinii vaccinați, deparazitați, ca să nu fie o sursă de boală. Noi trebuie doar să-i aducem pe toți împreună. Este atât de simplu, se poate face ceva. Scopul campaniei este de a oferi un exemplu la nivel local, care se poate implementa și la nivel național. Și atunci am ales o comunitate mai mică, cu un număr de locuitori mai mici și, în speță, mai mic este și numărul de câini abandonați, să facem un recensământ al tuturor cățeilor din localitate, aducerea la cunoștință a populației că abandonul se pedepsește prin lege și implementarea unei campanii de adopții, la fel, la nivel local. Apropierea de București face ca problema indicată de Cristian să fie una dintre cele mai greu de rezolvat. Vă spun ce se întâmplă. Noaptea, vin cu bătrâna. Deschide ușul. Deci îi abandonează. Raportați, luați numărul de la mașină. E când mi-i dă. Să vedeți cât câine dau jumătate. Și mai e o cățea calitate să mânce de mine. Ce se pasă, o mor să dau ea? Nu. O să avem un adăpost al comunei noastre și o să ducem câinii. Într-un astfel de proiect, colaborarea cu autoritățile locale este esențială. Primăria a pus la dispoziție gratuit un teren semi-amenajat. Total 1300 de metri pătrați, un spațiu destul de bun, zic eu, ca să vă puteți desfășura activitatea. Iubirea pentru animale îi determină pe cei 15 voluntari din Turnare să facă un bine comunității în care trăiesc. Important este însă ca ei să fie un exemplu pentru ceilalți. Munca de voluntariat înseamnă a renunța la indiferență, în speranța ca întreaga lume să mă vadă, să-mi ia exemplu. Încercăm să ducem o muncă în echipă și să ne facem cunoscuți cât mai bine și vorbele noastre să aibă ecou cât mai mult. Bravo!